Salutare la toată lumea! În articolul de astăzi vă voi ajuta să înțelegeți ce nevoie au plantele acvatice pentru a se dezvolta. Toți începem cu stângul. Toți avem probleme cu creșterea plantelor și nu putem înțelege de ce. Nu cunoaștem ce rol au și cum ne pot ajuta plantele pentru un acvariu cu pești. Plantele naturale creează frumusețe într-un acvariu, promovează de asemenea un ecosistem echilibrat și oferă multe beneficii peștilor dumneavoastră, după cum ar fi. Producerea de oxigen și consumul de CO2 în timpul zilei ajută la filtrarea și stabilizează pH-ul. Previne înmulțirea algelor prin consumul nitraților și fosfaților din apă. Păstrează peștii sănătoși, oferindu-le locuri unde să se ascundă. Acest lucru scade stresul și le stimulează sistemul imunitar. Crearea unei surse de hrană pentru peștii, care se hrănesc cu microbi naturali, ce colonizează frunzele plantelor. Producerea de locuri de reproducere pentru multe specii de pești, precum și un refugiu valoros pentru puietul nou eclozat. Înțelegerea nevoilor de bază ale plantelor acvatice vă va ajuta să vă maximizați succesul și plăcerea de a avea un acvariu. Plantele de acvariu au nevoie de următoarele lucruri pentru a prospera. Apă curată, moderat moale. Lumină cu spectru complet, nutrienți, substrat adecvat. Majoritatea plantelor de acvariu se descurcă cel mai bine la un pH între 6,5 și 7,8. Duritatea generală de la 50 de părți per milion la 100 de părți per milion, iar alcalinitatea între 3 grade și 8 grade germane. Asta înseamnă 54 de părți per milion și 140 de părți per milion. Pentru valorile optime de nutrienți aveți aici un tabel. Temperatura ar trebui să fie cuprinsă între 24 și 26 de grade Celsius. Schimbați 50% din apă săptămânal sau 25% bisăptămânal. Utilizați apă de osmoză inversă dacă apa de la robinet nu este potrivită pentru plantele acvatice. Circulația corectă a apei este importantă pentru plante. Asigură un aport constant de substanțe nutritive, inhibă creșterea algelor și previne acumularea de resturi organice. Lumina pentru plantele acvatice. Alegerea luminii potrivite pentru un acvariu plantat depinde de speciile pe care le doriți să le creșteți și cât de înalt este acvariul dumneavoastră. Unele specii de plante au nevoie de lumină mai intensă pentru a prospera. Deoarece lumina nu pătrunde prea bine în apă, este necesară o sursă de lumină mai puternică pentru acvariile mai înalte. Plantele acvatice se descurcă cel mai bine în condiții de lumină cu spectru complet, cu un grad Kelvin sau o temperatură de culoare cuprinsă între 6500 și 8000. Alegeți întotdeauna o sursă de lumină special concepută pentru cultivarea și creșterea plantelor de acvariu. Tuburile fluorescente T5 și LED-urile oferă cea mai bună iluminare pentru plantele de acvariu. Fii prudent când folosești watts per litru pentru a decide câtă lumină au nevoie plantele tale. Termenul watts per litru a fost folosit mult timp pentru a ajuta acvariștii să determine cantitatea corectă de lumină pentru plantele naturale. Până de curând, această formulă a funcționat bine, deoarece tuburile fluorescente standard au fost cel mai comun tip de iluminare în acvaristică. Introducerea iluminării cu tuburi T5 și a LED-ului a complicat într-o oarecare măsură problemele, făcând ca vații per litru să nu mai fie valabili. Iată de ce. Puterea este o măsurare a cantității de energie electrică consumată de o lumină, nu a cantității de energie luminoasă pe care o produce. Intensitatea luminii este măsurată în lumeni, nu în wați, iar sursele diferite de lumină produc cantități diferite de lumeni per wați consumați. De exemplu, un bec cu incandescență de 60 de wați produce mai puțin lumeni decât o lampă cu tub T5 de 54 de wați și nu ați dori să vă uitați direct în 60 de wați de lumină LED. Măsurătorile în lumeni sunt totuși valori aproximative. Par, radiații fotosintetice active și PUR, radiații fotosintetice utilizabile, sunt măsurători semnificative. Plantele acvatice se descurcă cel mai bine la un maxim de 8 ore de lumină per zi.
Lăsând lumina aprinsă mai mult, nu va compensa iluminarea slabă. De asemenea, este important să creați un ciclu consistent zi-noapte. Dacă lumina acvariului nu are un temporizator incorporat, utilizați un temporizator manual sau un temporizator de alimentare digital pentru a oferi o fotoperioadă consistentă. Înlocuiți tuburile T5 și alte becuri fluorescente la fiecare 12 luni pentru a obține cea mai bună lumină. În cele din urmă, dacă aveți capace de sticlă sau plexiglas, păstrați-le curate pentru a permite o penetrare maximă a luminii. Aveți aici un tabel cu necesarul de lumină. Substrat pentru plante acvatice. Alegerea substratului potrivit asigură dezvoltarea corectă a rădăcinilor. Solurile active sunt cele mai bune pentru plantele acvatice, acestea fiind îmbogățite cu nutrienți benefici dezvoltării rădăcinilor. Solurile fertile se pot așeza sub solurile active sau sub pietriș pentru a oferi nutrienți plantelor. Pietrișul fin 1-3 mm sau pietriș 2-4 mm sunt bune pentru situațiile în care bugetul nu permite un soi lactic. Evitați nisipul ultrafin și pietrișul grosier de peste 4 mm, deoarece nisipul fin se compactează și nu respiră, în timp ce pietrișul grosier inhibă ancorarea corespunzătoare a rădăcinilor. Poate colecta cantități excesive de resturi organice. Grosimea substratului la partea din față trebuie să fie de 5 cm, iar la partea din spate de 10 cm. Aceste grosimi sunt date pentru a ajuta plantele să-și dezvolte sistemul radicular. Se ține cont că pornind din față spre spate vom planta plante de talie mică, medie și înaltă. Fiecare din aceste plante au nevoie de spațiu și suport pentru a-și ancora și dezvolta rădăcinile. Evitați dolomitul, coralul zdrobit, cojile de stridii zdrobite sau alte substraturi pe bază de carbonat de calciu, deoarece acestea vor provoca o creștere nedorită a pH-ului. Nu fierbeți pietrișul, doar clătiți-l sub jet de apă rece. Nu spălați substraturile fertile sau solurile active. Nutrienții pentru plantele acvatice. Plantele acvatice folosesc azot și fosfor, precum și potasiu, fier, magneziu, mangan și alte minerale pentru a crește. Cea mai mare parte a azotului și a fosforului provin din alimente și deșeurile peștilor. Cu toate acestea, mineralele trebuie adăugate în acvariu în mod regulat. În funcție de speciile de plante, nutrienții sunt luați prin frunze, rădăcini sau ambele. Pentru plantele care preiau nutrienții prin rădăcini, se folosesc substraturi speciale de plante acvatice care conțin substanțe nutritive incorporate. O altă metodă este de a introduce tablete de îngrășăminte în substrat lângă rădăcinile plantelor. Nu utilizați îngrășăminte destinate plantelor de apartament, deoarece este posibil să nu aibă un echilibru corect al nutrienților pentru plantele acvatice. CO2-ul pentru plantele acvatice. Carbonul este esențial pentru o creștere sănătoasă a plantelor. Plantele acvatice consumă CO2 și produc oxigen în timpul zilei, în timp ce noaptea procesul este inversat. Mulți pasionați adaugă CO2 pentru a spori dimensiunea, culoarea și creșterea plantelor. Acvariști începători se întreabă adesea dacă este necesar CO2 pentru creșterea cu succes a plantelor. Răspunsul scurt este și da și nu. Sunt plante acvatice care nu necesită CO2 suplimentar pentru a se dezvolta, dar și plante care, dacă nu au CO2, vor avea foarte mult de suferit. Folosirea CO2-ului ajută la creșterea, culoarea și vibrația lor, iar rezultatele sunt mult mai bune atunci când se adaugă. Comparați un acvariu plantat care utilizează CO2 suplimentar cu unul care nu utilizează acest lucru. Suplimentele de carbon lichid nu sunt un substitut pentru CO2-ul gazos. Cea mai fiabilă și mai convenabilă metodă de furnizare a CO2-ului este un sistem de injecție sub presiune.
deoarece creșterea plantelor este semnificativă odată cu utilizarea CO2-ului, poate fi necesară creșterea dozării nutrienților de chis pentru a ține pasul. Selecția plantelor acvatice. Alegerea plantelor potrivite pentru acvariul dumneavoastră va depinde de iluminare, înălțimea acvariului, de efectul vizual pe care doriți să-l creați și, într-o anumită măsură, de speciile de pești dorite. Faceți cercetări și cereți sfaturi cu privire la alegerea celor mai bune plante pentru acvariul dumneavoastră. Când plantați, așezați plante înalte de tip stem sau cu creștere rapidă în spate. Pentru partea de mijloc sunt potrivite plantele solitare, care nu cresc nici repede, nici prea mult în înălțime, ci mai degrabă excelează prin compacitate. La partea din față, solul trebuie acoperit cu o plantă de dimensiuni mici, de tip covor sau gazon, după cum îl numim noi. Sunt disponibile comercial multe tipuri diferite, cu nuanțe, forme și cerințe diferite. Multe specii de prin plan cresc lateral, deci asigurați-vă că lăsați suficient spațiu pentru ca acestea să se răspândească. Aveți grijă să nu plantați plantele de dimensiuni mici lângă specii înalte sau cu frunze late care ar putea bloca lumina lor. Plantele naturale adaugă frumusețe și echilibru unui acvariu, oferă un habitat mult mai sănătos și mai natural pentru peștii tăi. Vreau să vă reamintesc că avem un concurs la care sunteți invitați să vă înscrieți. Condițiile de participare le găsiți aici. Sper că acest articol să aducă soarele în acvariul vostru. Vă mulțumesc pentru vizionare. Apei cât mai din pești pe data viitoare.